Bun găsit la ediție specială, sunt Ciprian Jașcu. În această seară discutăm despre animalele de companie, despre bolile care le putem lua de la astfel animale dacă nu le ducem din timp la un control specializat. Aș vrea să încep cu, de fapt, invitatul meu este domnul dr. Dan Georgescu. Bine ați revenit la noi. Vă mulțumesc pentru invitație, sunt foarte onorat. Avem puțin timp la dispoziție pentru câte aș vrea să vorbim, de asta am luat-o repede. Săptămâna trecută au fost, doi gălățeni au fost mușcați de căpușe, au ajuns la spital. Acum, cu ei fost mai mulți și să mai descurcă ei pe acasă, e treaba lor. Din ce am văzut, se pare că n-ar fi tocmai sezonul căpușilor, cum să, sau este, știu că erau primăvara, vara, căpușilor. Da, întotdeauna când se regenerează iarba, reapar căpușele. Vara, când este foarte, foarte cald și se usucă, este o pauză, să spunem, în dezvoltarea lor. Începând cu luna septembrie, am avut și avem o toamnă foarte frumoasă, nu foarte călduroasă, și atunci iarba s-a regenerat, căpușile au reapărut, este firesc. Trebuie să fim atenți, în primul rând, la animalele noastre din casă, da? Să le deparazităm în continuare extern și în felul acesta evităm infestarea cu căpușe și automat evităm infestarea mediului înconjurătorul căpușe, pentru că de obicei nu sunt doar pe corpul animalului nostru, chiar dacă îl ținem în casă, ci el de câte ori va coborâ afară, căpușa va coborâ de pe animal și va infesta și mediul înconjurător. Deci, prin implicarea fiecăruia dintre noi, vom limita oarecum infestarea. Ce înseamnă va infesta mediul? Căpușa coboară de pe animal și ea stă pe sol, depune ponta, depune ouăle, se ridică, sigur că da, se ridică pe firul de iarbă și așteaptă ca să vină un vehicul implicit câinele nostru, sigur că da, bineînțeles, pe care se agață. Repet, dacă nu este acest fir de iarbă pe care se ridice, practic nu prea ai cum să agăți căpușa, sigur că da. Bun, și ea poate transmite și o boală dacă... Sigur că da, aici celebra boală Lyme e destul de cunoscută, mediatizată. Mai este o boală foarte importantă, babezioza, hemobartonelioza, sunt boli sangvine, deci paraziți care sunt transmiși de către babezie, boli foarte urâte și extrem de greu de tratat prin prisma faptului că sunt greu de diagnosticat. Au niște semne clinice destul de șterse, comune multor boli și nu reprezintă de cel mai mult o urgență pentru care proprietarul se prezintă la medic. Pe bună dreptate, nu critic pe nimeni, bolile se manifestă printr-o stare de letargie, de apatie asupra animalului de companie. Nu sunt foarte clar manifeste. Până când se face legătura cu faptul că totuși e ceva în neregulă cu animalul respectiv, trece timpul, boala înaintează și produce anemie severă și, mă rog, modificări destul de dramatice în corpul animalului. Bun, haideți să o luăm un pic pe zone. Am văzut posesorii de animale de companie ies cu câine de regulă afară, în Galați, pe lângă Galați. Unde ar fi periculos? Cel mai periculos pe faleza Dunării, acolo ne plimbăm și eu sunt proprietar de animal de companie și n-am unde să mă plimb, de obicei pe faleză, bineînțeles sunt lesă, dar sunt, din câte am văzut și cât există un loc unde este frumos amenajat, acolo, da, chiar e ok, e amenajat bine, acolo... S-ar putea da cu o soluție în țarcola, sigur că da, ca să nu fie căpușe? Ar putea fi dat peste tot. Unde este spațiu verde, e bine de dat, pentru că v-am spus, asta costă, ciclu biologic. Nu știu costă, dacă primăria are bani totuși. Costă, însă sunt infinit mai mici costurile vis-a-vis de tratamentul pe care îl vor aplica oamenilor care sunt bolnavi. De animale ne ocupăm fiecare, nu există un program național, dar pentru om există și atunci cheltuielile cu tratarea acestor boli sunt mult mai mari. Eu aș spune că dacă se trage linie la sfârșitul anului, bugetul ar fi diminuat, mă refer pentru sănătatea omului. Și plus de asta să nu uităm faptul că bolile transmise ajung să fie mortale. Deci nu discutăm de boli simple, ușoare, care se tratează simplu. Bun. Ce ar trebui să facem pentru ca, știu, animalul nostru de companie să fie ferit de astfel? În primul de... rând, responsabilitatea fiecăruia constă în deparazitarea lunară. Este simplă, au început să apară tot felul de medicamente din ce în ce mai complexe și relativ acceptabile de preț. Există o paletă destul de largă. Nu toată lumea își permite să folosească medicamente de elită, de ultimă oră. Însă, sunt și unele mai ieftine care au eficiență destul de bună. Am constatat din practică acest lucru.
Așa că argumentul că nu sunt bani pentru o pipătă de parastare nu mai este în picioare. Adică numai o lună ține... O lună. Este suficient de mult, pentru că e vorba de o remanență, practic, împiedică acest medicament în luna respectivă dezvoltarea parazitului. Chiar dacă deci, speli câinele, eu știu, îl duci la... Chiar dacă speli câinele. Există un mod de administrare pentru fiecare, nu intrăm în detalii, pentru că nu este valabil pentru orice produs. Fiecare în parte are un mod... Dar chiar dacă se administrează și cele care, să zicem, sunt afectate de spălarea câinilor, mai mult de 48 de ore nu sunt implicate aici. Așa că nu este o problemă. Deci o deparazitare externă obligatorie. Lunar. Eu îmi deparazitez câinele până și în decembrie. Pentru că ce se întâmplă? Paraziții își lasă, au un ciclu biologic foarte interesant. Nu stau doar pe animal. Stau și în mediul în care trăiește animal. Și atunci reinfestarea este în propria noastră casă. Indiferent că afară sunt minus 20 de grade. Da. Deci, întotdeauna, bineînțeles, noi avem cazuri, am constatat în practică, bineînțeles, tot timpul anului. Nu există nicio pauză. Evident, cu o intensitate mai mare sau mai mică. Evident, în funcție de vremea de afară. Dar totuși am constatat că există și iarna. Nu uităm că nu parazitul în sine este problema principală. Toată lumea se sperie de căpușă că intră în piele. Nu intră în piele. Ea doar se agață bine de piele. Deci nu intră pe sub piele. Da. Nu se întâmplă nimic. Dacă doar, tragi de ea rămâne... Doar disconfortul, da, exact, doar disconfortul faptului că există pe animal, îl pișcă, îl mănâncă, îl doare, evident că este o problemă, dar nu asta este cea mai mare. Cea mai mare este, în primul rând, faptul că produc anemie prin consumul de sânge, în funcție de numărul de insecte, evident, de pe animal, și doi, transmiterea unor boli care ne afectează și pe noi. Deci și sănătatea omului este implicată aici. Evident că un iubitor de animale se gândește, în primul rând, la sănătatea prietenului lui, evident. Negândindu-se că, bun, poate pățesc și eu ceva. E o problemă. Putem păți și noi. Puricele, de exemplu, ca o paranteză, transmite și o tenie. Deci, nu e ok. E periculos. Puricele, da, puricele poate tenie? Să transmită, da, suge sângele de la un animal, altul, sigur că da. Poate să transmită și un parazit. Da? Deci, puricele ca atare, să zicem, la început e inofensiv. Astăzi mi-a intrat în cabinet o pisică infestată masiv cu purici. I-am făcut analizele hematologice, e dramatic ce am găsit acolo. E vorba de o anemie cronică, s-au produs modificări secundare, iar în rest nu suferă de nimic, doar din cauza acestei depleții de sânge. Ce face stăpânul acestei pisici? Sigur că da, nu. Se implică, mă rog, a fost o situație specială, am înțeles, pisica a fost lăsată în grijă cuiva și nu a fost foarte bine întreținută. Și a fost ignorat acest lucru, mai ales că are o blană extrem de stufoasă și nu a observat. E de rasă pisica asta? Da, este o pisică de rasă, culmea. Va fi tratată, dar la început te gândești la banala de parazitare. Costa, nici nu, să zic, 20-25, mă rog, n-are importanță, dar oricum o sumă foarte mică, comparativ cu costurile pe care le impune acum tratamentul acestei pisici. Da, sunt mult mai mari. Și de parazita, cred că tot anul pisica, dacă avea grijă. Și ea era sănătoasă. În primul asta rând, era important. Da.